Stimați prieteni, vă invit la cea de-a 91-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun indiz viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe paginile oficiale acestor instituții sau pe pagina mea units.md, unde la rubrica Analize Economice sunt toate celelalte 90 de ediții precedente, plus aceasta de astăzi. Vreau să discutăm despre un subiect la care m-am uitat, am mai vorbit odată acum aproape 2 ani de zile, noi avem de grabă 2 ani de zile de când facem analize economice și am discutat despre salariile în Republica Moldova. S-ar părea că multe nu ai ce discutat, totuși anumite elemente aș vrea să discutăm. Care este salariul în Republica Moldova? Fiecare om înțelege că, mai ales cei de la sate, când au un salariu de 10.000 de lei, o leacă să uimesc de unde 10.000 de lei, chiar mai mult de 3, 4 sau acum 5.000 de lei nu are. De ce vreau să vorbim despre salariu sub mai multe aspecte? Care este salariul nostru acum? Care e diferența din salariul brut care este declarat în statistic, salariul net care real la primesc oamenii, care este diferența salarială dintre cei mai bine plătiți, cel mai mult, mai prost plătiți, cât primim noi acum comparativ cu 50 de ani în urmă, cât era salariul atunci, și cât primim noi și cât primesc cei din stânga Nistrului. Noi nu prea avem date despre cei din stânga Nistrului, chiar dacă sunt la 50 de kilometri de noi și dacă ne urcăm pe o clădire mai înaltă în Chișinău, vedem Transnistria, noi, din păcate, știm prea puțin despre ei, de aceea eu consider că este obligația mea morală, cel puțin pe subiectele la care avem acces la o anumită calitate, cu o anumită calitate, să ne expunem. De aceea am mai vorbit undeva cândva într-un anumit context despre salariul în Transnistria, dar acum aș vrea, astăzi, fiindcă vorbim despre salariu, să vorbim și despre remunerarea muncii pe ambele maluri a Nistrului sau cât primim noi și cât primesc cei din stânga Nistrului. Primul grafic, vă uitați, avem salariul și dacă să o luăm așa, nu vreau să fac mare educație economică, că cei care mă ascultă de regulă sunt oameni care se descurc foarte bine în economie. Salariul la noi se împarte în două tipuri de salariu, salariu brut și salariu net. Diferența dintre salariu brut și salariu net este salariu brut, este salariul pe care agentul economic ți-l dă, salariu net, cel care îl primești la mână, minus impozite care ți le ia statul. Deci atunci când un agent economic îți calculează salariul, după aceasta tu ai de plătit partea ta de asigurări sociale, asigurări medicale și impozit pe venit de la caz la caz. Ai scutirile personale, ai scutirile pe membrii familiei și cota de impozit unică 12%. Din acest motiv, noi avem două cifre. În acest an, salariul mediu pe economie, în 2022, ce scuze când spun acest an, în oricum nu ne deprindem că suntem în 2023, salariul mediu pe economie a ajuns la 10.529 de lei, în creștere cu 17% față de anul precedent. Este creșterea nominală. Deci, în lei noi am primit mai mult, dar în realitate veți vedea că avem un an nu cel mai bun în acest fel. Dar acesta este salariul brut, cel calculat de către agenții economici. În realitate, salariul pe economie net sau salariul mediu primit de oameni real în mână a fost de 8.800 de lei comparativ cu 2021 când a fost 7.635 de lei. Deci este o creștere nominală relativ bună. Deci primul lucru care trebuie să-l înțelege când vorbim despre salariul Moldova este faptul că salariul pe care noi deseori îl citim și de fapt în 90% din cazuri Biroul Național de Statistică sau de fapt practic Biroul Național de Statistică întotdeauna operează cu salariul brut. Ceea ce vedem noi, că salariul în trimestrul ăsta a ajuns la 9.000 de lei, salariul în acest an a ajuns la 10.529 de lei, de fapt vorbim despre salariul brut. Salariul net este undeva cu 20% mai micuț. Din acest motiv și apar la cetățeni senzația că ceva nu este corect în cifră, din simplu motiv că salariul real primit de către oameni în mediu pe țară este cu 20% mai mic decât salariul vehiculat în spațiu public, deoarece el mai include și anumite impozite. Dar, după cum bine vă dați seama, nu toată lumea primește salarii legale. La noi avem o discrepanță salarială destul de mare. Din acest motiv, pe mine mă interesează extremele salariale. În Republica Moldova avem 600.000 de oameni salarizați cu normă de plină de muncă. Veți vedea diferite cifre statistice, nu este astăzi tema asta în mea, poate vreodată vă vorbi despre salariați sau angajați în Republica Moldova, unde voi arăta că avem și 700.000 de cifre, avem 600 ceva de mii, dar cum definește Biroul Național de Statistică, cu oameni cu norma de plină sau cu angajare de plină, avem ceva mai mult de 600.000 de oameni, ce spun ceva mai mult, deoarece datele pe 2022 încă n-au apărut. Din aceștia 600.000, eu am ales 10% cel mai prost plătit sau 60.000 de oameni, ce salarii au ei,
Și 10% cel mai bine, 10% cei mai bine plătiți, ce salarii au ei. Conform estimărilor mele, în 2022, salariul cei mai bine plătiți 10% este undeva 26.500 de lei. Dacă observați atent, salariul lor este de 2 ori și jumătate, aproape de 3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie. La cel mai prost plătiți oameni, salariul mediu este de 3.700 de lei, care este iarăși aproape de 3 ori mai mic decât salariul mediu pe economie. De fapt, dacă ne uităm în dinamica ultimelor 12 ani, că am luat cifrele din 2010, nu are sens să merg mai departe, avem în felul următor. Avem salariul mediu pe economie declarat 10.500 și avem 10% de oameni care au un salariu aproape de 3 ori mai mic decât salariul mediu pe economie și 10% de oameni care au un salariu de 3 ori mai mare decât mediul pe economie și diferența dintre dânsii, nu chiar 3, mai puțin de 3, 2, 3, 6, 2, 3, 7 și diferența dintre salariul lor este de circa 8, 8, 3, 5 ori. Altfel spus, extremele noastre, 10% din cei mai bine plătiți și 10% din cei mai prost plătiți, au o diferență salarială de 8,5 ori. Aici vorbim nu de veniturile populației, dar de salarii. Nu uităm că oamenii cei mai bogați, veniturile lor de bază nu este din salariu, dar este din activitatea de antreprenător sau din alte forme de venit care cu certitudine n-au nimic cu salariu. Noi vorbim aici de salariați real care sunt în economia noastră națională. Dar, după cum bine vă dați seama, salariul a crescut cu 17%, inflația a fost 30%. Toată lumea bănuiește că ceva anul ăsta nu a fost prea bine. Și, într-adevăr, pe lângă noțiunea de creșterea nominală a salariului sau numărul de lei care a primit când anul 1993, când a fost introdus leu, puțină lume ține minte, dar salariul mediu atunci era 32 de lei. Evident că nu pot compara 32 de lei cu 93, cu 10.000 de lei în prezent. Pentru aceasta noi utilizăm o altă noțiune. Veniturile mele salariale în acest an real sunt mai mari sau mai mici? Ce înseamnă creșterea veniturilor reale? Pe un salariu care eu anul acesta îl primesc, cumpăr mai multe bunuri decât am cumpărat anul trecut sau mai puține bunuri decât am cumpărat în anul trecut? Și dacă ne uităm atent, în anul 2022 salariul real în economie a scăzut cu 10%. De fapt, aceasta este nemulțumirea cetățenilor. Noi când spunem că au crescut prețurile, întotdeauna le spun, nu contează cât de mari prețurile, cel mai important câți bani ai sau accesibilitatea bunurilor. Ce înseamnă o scădere de 10%? Aceasta înseamnă că veniturile reale ale populației din salariu, aici vorbim doar de salarii astăzi, veniturile reale ale populației în 2022 au fost cu 10% mai mici decât în 2021. Chiar dacă salariul meu nominal a crescut cu 17%, știți, atenție, asta e media națională la bugetare. Am avut 5% majorare. Deci asta înseamnă că la ei venituri reale au scăzut și mai mult, au scăzut cu peste 20%. Deci asta în mediu avem o scădere a veniturilor cu 10%, dar pentru anumite grupe de salariați, veniturile au scăzut chiar cu 20%. Deci oamenii în 2022 au devenit cu 20% mai săraci decât au fost în 2010, în 2021. În mediu cu 10%. Dacă ne uităm atent, eu am luat din 1995, din cauza din 95, deoarece până atunci am avut o criză enormă la noi, a început criza undeva în 84, în Republica, atunci era Uniunea Sovietică, în 84 lucrurile au început să meargă prost, 84-85 până în 90, să zicem așa, scăderea era, dar una nu prea puternică. Era un disconfort din partea cetățenilor, că ei au fost de plin și ani de zile, ei o duceau, nu trăiau bine, că acum contra ei lumea, atunci să nu o discutăm, dar cumva aveau o creștere stabilă de venituri și începând cu 84, situația a început să înrăutățească. Dar după 90, 91, 92, 93, am avut niște scăderi puternice de salarii și atunci, până în 95, în principiu, situația a fost una destul de complicată. Am luat datele de 95 încoace și dacă observăm atent, ultima dată așa o înrăutățire a scăderii de venituri a populației a fost doar în 99. Dacă observați, atunci au fost 2 ani cei mai proști ani din istoria noastră, când în 98 venitul real a scăzut cu 3,7%, în 99 cu 15,4%. Acum avem 0,8% în 2021, tot am avut o scădere, practic n-am avut o creștere de venituri. 0,8% asta e ignorabil. N-au crescut veniturile, iar în 2022 chiar am avut o scădere de -10%. Este evident că această senzație neplăcută, plus nu uităm că atunci în 98 au crescut toate prețurile și cumva a fost o lovitură așa mai,
pe toate dimensiunile. Deci a fost cumva foarte focusat la produse alimentare și la sectorul energetic în mod special. Deci e senzația de neplăcut acum a fost cu mult mai profundă. Și lucrul acesta cumva oamenii l-au simțit. Deci veniturile reale ale populației au scăzut semnificativ. Îmi place mie să fac așa un grafic pe care eu l-am mai prezentat și astăzi vom prezenta o dată aducând și anumite explicații. Noi știm că anul trecut am trăit mai prost decât în 2021. Noi știm că veniturile noastre cresc constant. Chiar dacă noi suntem nemulțumiți, chiar dacă noi zicem că uite că era bine, totuși mie îmi place să văd, dar în dinamică, cum trăim noi acum comparativ cu 50 de ani în urmă. Din acest motiv, eu am făcut un exercițiu care nu este atât de complicat. Este foarte greu să compare anul 2022 cu anul 1970. Ce sunt de atâta că în anul 1970 oamenii nu aveau telefoane mobile, nu aveau mașini să nu dăm mărcile aici străine, nu aveau... Multe lucruri nu aveam noi atunci. Cine în lume era fericit, spune că atunci era extraordinar. Bine, uitați-vă prin casă ce aveau oameni atunci și ce au oameni acum acasă. Deci noi știu că avem niște sentimente așa emoționale, dar haideți să o spunem așa scurt pe doi. Lista de obiecte care este pe noi astăzi diferă de lista de obiecte care erau pe noi atunci. Este foarte greu să compare anul 2022 cu anul 1970. În schimb, este ușor să compare anul 2022 cu 2021. Noi foarte ușor putem să spunem cum am trăit în 2021 comparativ cu 2022. Fix așa de ușor este să compare anul 2021 cu 2020. Ați înțeles ce nu vreau să duc? 20 îl poți compara cu 2019 și că așa 90 îl poți compara cu 89. Și în felul acesta eu am făcut o comparație an de an și apoi am adunat microcomparațiile astea. Deci eu am comparat fiecare an cu precedentul și la urmă le-am unit într-un șir logic și în felul acesta mi-am imaginat. Eu știu cât este salariul în acest an, dar cât era el anul trecut la valoarea leului de astăzi. Voi ați văzut în datele mele care le-am prezentat la început, salariul anul acesta e 10.529 în 2022, dar anul trecut a fost 8.980. Dar nu compari leul din 2021, ce scuză, cu leul din 2022. Din acest motiv facem acest exercițiu, cât este salariul nostru comparativ cu leul din ziua de astăzi. În 2022 salariul este de 10.529 de lei, iar în 2020 salariul, chiar dacă lei era mai micuț, la valoarea leului de astăzi era 11.787. Dacă observați, în 2020 salariul real al oamenilor era cu mult mai mare decât în 2022 și asta este clar că am avut o inflație. În schimb, dacă ne uităm în ani, observăm că cel mai bun an când am avut cel mai mare salariu a fost anul 1982. Atunci oamenii aveau un salariu de aproape 9.000 de lei la ziua de astăzi. Deci, atunci în Uniunea Sovietică oamenii primeau ca 9.000 de lei. Când ați spune ce e asta, da, eu nu știa cumpăra salam de 2,20 lei, dar mai departe de salam de 2,20 și o pâine de 16 bănuți, nici cumpăra. Oamenii nici nu cumpără acum atâta pâine, deoarece mai iau și alte posibilități. După aceasta, observați, cel mai trist an a fost 1993, când am ajuns la rău cel mai rău, atunci oamenii primeau un salariu, exact când am tradus leu moldovenesc după o inflație de peste 2000% anual, salariul a ajuns la ziua de astăzi cum ar fi 1200 de lei. Imaginați-vă cum supraviețeau oamenii noștri având 1200 de lei salariul lunar. Apoi, în 2000, am ajuns la 2400, 10 ani de zile, practic, oamenii au trăit într-o sărăcie extremă. 10 ani de zile să ai o remunerare lunară la nivel de 1200-2500 de lei. Aici este răspunsul la întrebarea din ce cauză a plecat toată lumea psihotare. Pur și simplu nu aveau nicio șansă de supraviețuire. Plecarea lor a însemnat creșterea remitenților, creșterea încasărilor bugetare, creșterea vânzărilor și pornirea economiei naționale. În 5 ani de zile salariul real s-a dublat până la aproape 5.000 de lei. În 2010 am ajuns 7.400 și apoi următoarea creștere a fost dintre 2015 până în 2020. Deci asta este legat cu salariul. Al doilea exercițiu care l-am făcut a fost să vedem prin ce au trecut pe șir șocuri am trecut noi în toată perioada istorică. Deci am împărțit toată perioada noastră istorică în perioade de 5 ani de zile și am luat cu cât creștea în mediu salariu în fiecare an.
Deci aici este media anuală. Dacă observați atent, cel mai până la destrămarea Uniunii Sovietice, cel mai bun an a fost 66-70, dar aici baza era slabă, salariul atunci era foarte micuț, dar anual bunăstarea oamenilor creștea cu 4,35%, vorbesc de creștere reală a salariului, că nominal el poate să crească, dar veniturile populației real creșteau cu 4% jumătate în fiecare an. După aceasta, lucrurile au mers până în 75, din 76 lucrurile s-au început în răutăți, real până în 80 veniturile practic n-au crescut, din 80 până 80, din 81 până 85 am fost pe zero, aici, cum spuneau sovietici, zastoi, da? Și asta se vede foarte clar pe aceste cifre. Din 86 până 90, nominal salariul creștea. Prețurile nominal nu creșteau. Dar avem două indicii. Economiștii folosesc două noțiuni. Inflația ascunsă prin lipsa de mărfuri. Deci, da, marfa nu era scumpă, în schimb nu era în magazine și atunci puteai să o cumperi cumva sub teșghea și trebuia să dai mai mult. Și a doilea, deja în statistica sovietică prin 87-88 vom observa două tipuri de prețuri. Prețuri de magazine și prețuri de la piață. Și veți uita că în magazine prețuri nu creșteau, dar la piață prețurile creșteau. Și în fapt realizez că era o economie cum era ea, care trebuia să dispară. Și-a dispărut. Cel mai grav pentru noi a fost 91-95. Deci în perioada 91-95 prețurile sau bunăstarea populației, venitul populației în fiecare an scădeau cu 25%. Imaginați-vă că 5 ani de zile eu în fiecare an eram cu 25% mai sărac decât anul precedent. Acum veți vedea prin ce dramă a trecut, că am mai făcut un grafic interesant. După aceasta am avut 96-2000, iar o stagnare, practic n-au crescut veniturile. Și este legat că s-a început o ușoară creștere, dar vine criza de 98-99 care ne-a dus la pământ, mare migrație și am avut o recuperare rapidă 2001-2005, când timp de 5 ani de zile, în fiecare an, veniturile ale populației creșteau cu 15% și după aceasta am avut iarăși o stagnare 2011-2015 și este clar că după o creștere destul de rapidă urmată stagnare, 2016-2020 am avut o creștere puternică, iar acum 21-22 suntem în criză și avem 2 ani de zile de criză. Am luat anul 91. Am luat anul 91 și am considerat că veniturile populației 91 le iau 100%. Cât câștigăm noi acum comparativ cu primul an de independență? Știu că cifrele astea sunt mai mult așa din punct de vedere a statisticii istorice, dar am considerat că ar fi util să știm și acest lucru. Uitați-vă, în 91 venitul populației era 100%, 100 de lei. Venituri reale. În anul 93, când a fost cel mai greu, venitul populației a ajuns la 19%. Adică din 91 până în 93, în 2 ani de zile, oamenii au devenit de 5 ori mai săraci. Deci în 93 oamenii trăiau de 5 ori mai prost, primeau de 5 ori mai mici salarii după putere reală decât cumpărare, decât 2 ani în urmă. După aceasta a urmat o ușoară recuperare până în 98 și iarăși am scăzut în 99 la 34%, deci în 99, după 10 ani de independență, aproape 10 ani, veniturile populației au ajuns la doar o treime din ceea ce au trăit. Deci el știa, nu de mult, avea, putea să-și cumpere una, putea alta și el timp de 10 ani de zile avea venituri de la 5 până la 3 ori mai mici, cel mai bine a fost de 3 ori mai mic decât el a trăit nu de mult. Asta a creat nemulțumire socială, asta a creat mare migrație și doar în anul 2009 noi am ajuns la nivelul 91. Deci ne-au luat 18 ani ca să recuperăm căderea din primii 3 ani, din primii 2 ani de zile. 18 ani de restabilire. Apoi a urmat iarăși o ușoară scădere. În anul 2022 am ajuns la 190%, altfel spus, în 2020, în 2020, veniturile populației, salariul real după puterea de cumpărare era aproape de două ori mai mari decât a fost în anul 90. Și acum avem 170%, avem o ușoară scădere, dar cred că în 2022 va fi recuperat. Mi s-a părut interesant să dau și salariul în euro. Din ce cauză? Că dacă observați atent și vreodată, cred că vorbim despre inflația în euro, că noi avem creșterea prețurilor în Republica Moldova, creșterea salariului în Republica Moldova, dar cursul valutare aproape la ce fel. Cei care sunt psihotare știu foarte bine.
Dacă acum 3 ani în urmă trebuia să trimiți 100 de euro ca cetățenii de acasă să cumpere ceva, acum trebuie să trimiți 150-170 de euro ca să procure același volum de bani. Practic, euro în câțiva ani de zile s-a depreciat. Și în acest motiv, chiar dacă la noi salariile are diferite proprietăți, inclusiv scade și puterea de cumpărare, în euro salariul crește. Deci încă este bine să dăm salariul în euro, să nu uităm că la noi cele mai importante bunuri de consum de lungă durată, cum sunt automobile și apartamente, la noi se cumpără în euro. Și din acest motiv, ținând cont că, da, avem inflație mare, dar avem o stabilitate a cursului valutar, puterea noastră de procurare a bunurilor de termen lung crește cu fiecare an. Deci noi primim din ce în ce mai mulți bani. Dacă în 2000 salariul era 35 de euro, până în 2015 undeva, el a crescut, dar nu prea rapid. Am ajuns la 217 euro, chiar 2016. Și apoi, într-o perioadă scurtă, a crescut, iar anul acesta, în 2022, am ajuns la 530 de euro salariu și aceasta se explică, pe de o parte, deprecierea puterii de cumpărare a eurului, dar, pe de altă parte, noi când primim bani de pisticotare, putem să cumpărăm nu prea multe bunuri alimentare pe euro, dar în schimb cât ține de mașini și apartamente putem cumpăra. Și poate atâta și se întâmplă epidemia aceasta de procurări de mașini. Haideți acum să ne uităm cu Transnistria și Republica Moldova. Pentru a înțelege mai bine realitatea, eu salariul din stânga Nistrului l-am convertit în lei moldovenești, luând cursul valutar a leului față de dolar și din 2016 cei din stânga Nistrului au... În mod administrativ au stabilit cursul leului din stânga Nistrului față dolar la 16,31 ruble. Deci dacă ne uităm la noi salariul din Moldova cu cei din stânga Nistrului a fost relativ stabil până în 2010, cu două mici diferențe. Asta a fost 1999 și 2010. Ce s-a întâmplat și în 99 și în 2010? În 99 a fost criza din Federația Rusă, noi atunci am depreciat leu moldovenesc, asta a fost un șoc, salariul real la noi a rămas mai mic, în Transnistria a fost o leacă mai vesel, dar ei n-au depreciat leu atunci, au încercat să o țină și au fost nevoiți să o deprecieze mai târziu. După aceasta, după 2011, la noi salariul a crescut cumva lent, iar în stânga Nistrului, menținând cursul rublilor artificial, despre aceasta am scris mai demult, dacă aș trebuia să dăm și link, dar găsiți acolo la mine, la rubrica Transnistria, găsiți. Am scris să o menținut rublul artificial și primește că până în 2016 salariul în stânga Nistrului a fost chiar cu părelă destul de mult, cu 25% mai mare decât în dreapta Nistrului. Lucrul acesta parcă a fost bine, dar după 2016 la dânsii rubla lor n-au mai putut o ține, de atunci ei nu mai iau rezerve valutare, au terminat toate rezervele lor valutare și din 2016 rubla lor au fost nevoiți să o deprecieze și atunci salariul lor, dacă vă uitați atent, a scăzut în lei moldovești de la 6.700 de lei, 6.674, până la 4.400. De fapt, a avut o scădere bruscă a salariului și de atunci salariul din stânga Nistrului este cu mult mai mic decât în dreapta Nistrului și crește discrepanța. Dacă până în 2016 la ei salariul era cu 25% mai mare, acum în partea dreapta Nistrului salariul este cu 50% mai mare și crește această diferență de an de an. Aici sunt două nuanțe care trebuie să le explic. Da, după cursul valutar, la ei salariul este 6.700, la noi 10.529, este cu 50% mai mare. Dar sunt aici două elemente care trebuie numai decât să le spun ca să nu fiu învinuit că nu dau explicații de rigoare. Totuși, puterea de cumpărare a rublei din stânga Nistrului este puțin mai mare decât cursul, după cursul oficial. Din ce cauză? Că la ei anumite tipuri de bunuri au un preț cu mult mai micuț. Spre exemplu, ei gazul cumpără în banii noștri cu un leu și ceva, energie electrică iarăși la un preț mizerabil, se primește că foarte micuț, atunci se primește că după cursul oficial, rubla lor e 16,31. Dar după puterea de cumpărare pentru anumite tipuri de produsele sociale critice, rubla lor de fapt este mai puternică și salariul lor în realitate nu e cu 50% mai mic decât Moldova, dar cu 30%. Ce se întâmplă de fapt în stânga Nistrului, ca să fac așa o mică paranteză? În stânga Nistrului, practic, autoritățile de acolo încearcă să mențină puțină populație care a mai rămas, că dacă noi suntem țara cu cea mai mare migrație, stânga Nistrului migrația este cea mai mare, și atunci autoritățile de acolo încearcă să mențină populația folosind două instrumente. Prima,
la resursele energetice și mențină un preț micuț, ceea ce le permite să supraviețuiască cei mai săraci. Deci asta e posibil că ei până în prezent nu plătesc nimic pentru gaz. Și orice tot un act al vând, eu hotărâs să-l vândă la populație cu vreo un leu și aproape un leu și 20 banii noștri un metru cub. Ceea ce e de vreo 26 de ori mai ieșit încă la noi. Și al doilea, mențin artificial cursul valutar. Ați pune întrebarea, dar cum îi pot menține cursul valutar? Prin instrumente administrative. Acolo agenții economici sunt obligați să vând o parte din valută și în felul acesta să menține cursul valutar. De fapt, ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului, dacă n-ar fi această obligație, cursul valutar ar fi cu mult mai jos. N-ar fi 16, ar fi 18, 20, mi-e greu să spun acum, că nu pot pretinde că sunt mari speciali pe stânga Nistrului. Și atunci autoritățile de acolo obligă agenții economici să vândă valuta la un curs stabil care diferă de cel oficial, ceva de tipul cum a fost Uniunea Sovietică, și în felul acesta agenți economici, vânzând valuta la un preț, el este obligat, că de bună voie n-ar face-o, vânzând valuta la un curs mai micuț, el asigură că prețurile în stânga Nistrului nu cresc atât de rapid, că îi tot importă majoritatea bunurilor, ca și noi, și cursul când este mai jos, atunci bunurile nu sunt scumpe, dar în felul acesta el ar putea câștiga 20 de ruble pe, 20 de ruble pe un dolar, el câștigă mai 16. De fapt, este o impozitare administrativ, prin căi administrative, agentul economic din stânga Nistrului, prin care el subvenționează populația. De fapt, regimul din la Tiraspol, prin gazul pe gratis pe care ei al furnizează populația la un preț simbolic și prin forțarea agenților economici să procure să vândă valută, ei asigură o vizibilitate de bunăstare pentru pătul cel mai sărace și tu la produsele critice, ca și în timpul Uniunii Sovietice, ai un preț mai bun, în schimb, la toate celelalte bunuri, fii bun și plătește fix ca în Republica Moldova sau chiar mai scump. Încă două grafice și cu aceasta să analizați, să le iau la rând. După cât bine vă dați seama, veniturile populației nu sunt doar din salarii. Oamenii la noi primesc așa, salarii, despre care am vorbit, pensii, transferul de peste hotare, bani aduși peste hotare în buzunar, venituri din producția agricolă pe care o vindem neformal și alte venituri cum le avem noi, dar eu să le ignor, am încercat să estimez cam care sunt veniturile din chirie și ele se ridică poate undeva la 2-2,5 miliarde lei, care după mine la volumul total, eu le includ, dar sunt niște sume care nu schimbă foarte mult tabloul. Din acest motiv, eu voi mai folosi din când în când, voi publica la sfârșitul salariului, voi publica care sunt venituri populației ca să-ți dă și cât cheltuieli sunt. Eu estimez că veniturile populației în 2022 s-au ridicat la 183 de miliarde lei, în creștere cu 21 de miliarde de lei comparativ cu 2021. Dacă observați, nominal, avem cea mai mare creștere din istorie și evident că leul se depreciază, de aceea nu este de mirat că noi avem astfel de creștere. Deci venitul populației a crescut. Din ce sunt format ele? Eu am încercat să le estimez și avem în felul următor. Avem veniturile oficiale ale populației, care în 2022 le estimez la 107,9 miliarde de lei. Acestea sunt veniturile pe care oamenii noștri le primesc, fie sub formă de pensie, fie sub formă de salarii, fie sub formă de alte plăți. Și avem veniturile neoficiale, care cândva au dominat, dacă observați în 2014, spre exemplu, veniturile oficiale erau 43 de miliarde lei, veniturile neoficiale 55 de miliarde lei. Ele au dominat, veniturile neoficiale au dominat până în 2016. După 2016, la noi veniturile oficiale au început să crească. Care sunt veniturile neoficiale? În special, sunt banii transferați spre hotare, venituri din activitatea agricolă individuală, care nu este cumva oficializat, eu folosesc economia neobservată, deoarece aceste venituri sunt legale, statul nu pretinde impozite de la ei, pur și simplu ele nu sunt formate într-o manieră în care noi să putem contabiliza. Dar omul n-a plătit impozit când a primit transferul de peste hotare, noi calculăm venituri neoficiale în 2022 la nivel de 75 de miliarde de lei, da, el a primit acești bani, dar când se duce și cheltuie 75 de miliarde de lei, el, de bine, de rău, plătește peste 15 miliarde lei TVA, cel puțin, tot cu celălalt impozit, el plătește undeva tot cele 20 de miliarde lei. Deci statul nu l-a impozitat și nici nu pretinde la impozite până la primirea venitului. În schimb, statul, bine mersi, va primi impozite după ce el va cheltui acești bani. Din acest motiv, pot spune în felul următor, veniturile
oficiale ale Republicii Moldova în prezent sunt undeva 108 miliarde lei, cele neoficiale le estimez la 75 de miliarde lei și începând cu anul 2016 avem o tendință clară de creșterea veniturilor oficiale și veniturile neoficiale rămân încă fi într-o pondere destul de ridicată, dar e scade cu timpul. De ce folosesc acest indicator? Că în dependență, dacă știm care sunt veniturile populației, noi pentru alte putem calcula câți bani primesc oamenii pe card și vom vedea că acum mai mult din toate, jumătate din toate veniturile populației sunt primite pe card. Doi, noi putem calcula cam cât vor cheltui oamenii în acest an. Noi putem pentru altele calcula cam care vor fi și încasările bugetare. Din acest motiv, cu permisiunea voastră, vom îi permite din când în când public toate veniturile oficiale cu atât mai pe care le primește cetățenii noștri, cu atât mai mult că în forma care o dau eu nu am prevăzut. Biroul de statistic tot oferă astfel de date, într-o altă manieră, dar eu mai folosesc lângă datele oficiale care există și sondajele pe care le realizăm Iris Viitor, în special tot ce ține de remitențele peste cotare. În concluzie, concluzia sunt următoare. Veniturile populației în 2022 au suferit o scădere destul de puternică, cea mai mare din ultimii 23 de ani. Ultima dată am avut așa ceva, 99. Veniturile reale au scăzut cu 10%. În 2023 cel mai probabil vom avea o recuperare destul de bună. Veniturile în stânga Nistrului crește discrepanță. Populația de dreapta Nistrului câștigă din ce în ce mai mult comparativ cu cei din stânga Nistrului. Și 3. Totuși, începând cu 2016, înregistrăm o tendință clară de creșterea veniturilor, ponderi veniturilor oficiale în totalul venitului populației. Altfel spus, economia noastră dintr-o economie neobservată, ca să nu folosim noțiunea neformală, din economie neobservată, din ce în ce mai mult intră în tărâmul economiei observate, spre bucuria Ministerului Finanțelor, care mai ușor deja va putea taxa și va putea colecta impozite în bugetul de stat și în felul acesta crește și disciplina fiscală, că noi mai multe venituri intră în spațiul observat al economiei naționale. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră.